deschis lucrările ședinței de astăzi. Am vrea pentru început să supunem la vot procesul verbal din 15-a 12-a al ședinței ordinare, de 15-a 12-a 2021. Cine sunteți de acord? Avem împotrivă, abține. Avem 15 voturi. Cel din 27-a 12-a, ședința extraordinară din 27-a 12-a 2021. Supunem la vot. Cineva împotrivă? Abține. Domnul Democ, nu v-am înregistrat votul. Abține, presupun, nu? Da, da. Domnilor consilieri, supunem la vot și ordinea de zi. O precizare, vă rog. Cred că s-au omis să avem puncte diverse, dacă se poate să le adăugăm. Chiar am vrut să vă spun, am uitat. S-au omis de pagină, el există pe dispoziția de convocare, da? Numai că tura asta va trebui la punctul de diverse, în măsura în care întrebarea vizează strict persoana, adică instituția primarului, și nu pot să vă răspund eu sau domnul viceprimar, să notăm întrebarea, urmând a o face răspunsul. Doamna primar este la ședință la București și nu este astăzi prezent. Ordinea de zi. Supunem la vot și suplimentarea ordinei. La ordinea de zi n-am avut abțineri, nu? Sau împotrivă? Supunem la vot suplimentare. Abține. Împotrivă. Abține. Primul proiect. Dăm cuvântul domnului secretar, care ne va explica care e problema cu proiectul numărul 1. Doi la fel. Nu este prima dată când supunem. Citesc eu proiectul. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării în obiectivul de investiții extindere rețelei electrice în localitatea Sohodor, comuna Hoge, județul Bacău, străzile Apusului, Tasinului, Teiului și Strada Nouă. Nu este prima dată când aveți temas acest gen de proiect. Prin acest proiect de hotărâre se vizează, se aprobă cofinanțarea extinderii de rețea pe străzile care le-am enunțat mai devreme. Au fost trimise materialele, inclusiv adresele de la Delgaz Grid, operatorul care face extinderea. Dacă mai există alte întrebări la care pot să vă răspund, care sunt în măsură să vă răspund, cu cea mai mare plăcere. Vă rog să vă înscriți la cuvânt pe marginea acestui proiect. Doamna Rămânță. Lista deschisă. Aveți cuvântul, doamna. Eu vreau să vă întreb dacă ați mai văzut și alte proiecte la alte OAT-uri, dacă la fel sună cu finanțare, pentru că domnul Budov, vă întreb dumneavoastră, mi se pare, nu are logică. Ei sunt un... investiția este a lor. Investiția este a lor. Noi nu avem absolut niciun beneficiu. Din contră, îi dăm și suprafețele teren pe care au nevoie să-și amplaseze stâlpii, nu? Da. Noi ce beneficiu avem? Beneficiul este cel că aducem curent în casele cetățenilor. Din punct de vedere legal, atât pe legea energiei 123 din 2012, cât și prin ordinul ANRE 836 din 2019, se reglementează această problemă. Pot să vă și citesc, pot să vă spun pe scurt, cum doriți. No. Ce se spune? Într-adevăr, operatorul de rețea este cel care își dezvoltă rețelele. Următoarele articol spune așa. Operatorul de rețea face un studiu de fezabilitate, prin care, în momentul în care consideră că rentabilitatea rețelei nu este de 100%, atunci, nu este obligat, este într-adevăr o societate comercială, nu este obligat să-și extindă rețeaua acolo unde consideră că nu are o rentabilitate de 100%. Și atunci există posibilitatea
în lege, nu dau și citire, ca să fie da, mai... Da, oricum, e o lege vorbesc, pentru că cazul... rentabilitatea o ai, atâta timp cât tu nu ai încălzire de plată, nu-ți nu, 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 rentabilitatea presupune amortizarea unei investiții într-o anumită perioadă de timp, asta înseamnă rentabilitatea, pentru că aici investiția în sine, ați văzut că are niște valori destul de mari. Și în articolul 51 din legea energiei alineatul 2, spune așa, în cazul în care realizarea investițiilor nu este justificată economic pentru operatorul de distribuție, aceasta se realizează prin cofinanțare din fonduri proprii ale operatorului de distribuție, din fonduri ale bugetelor locale și din fondul bugetului de stat în condițiile legii. Precum și din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care au solicitat racordarea la rețea. Evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor prevăzute la alineatul 1 și 2 se determină de operatorul de distribuție în baza unui studiu de fezabilitate realizat în termen de 60 de zile. Ați văzut că pe acea adresă care am atașat-o la proiectul de hotărâre, îi vorbesc de acel studiu de fezabilitate care l-au făcut, de suma care rezultă pentru extinderea de rețea și au considerat că pot face această extindere în condiții în care noi am finanțat undeva 50%. Este reglementat genul ăsta și în ordinare ANR. Eu am în corpul proiectului de hotărâre, am indicat articolul în baza căruia să face respectiv 51.1.4 din 123 și articolul 4, 5, 10, 11 și 13 din ordinul ANR 36 pe 2019. Și care era suma? Suma este de fapt cată pe două. Suma pe ceea ce pe prezentul proiect de hotărâre este 100, adică cofinanțarea noastră, este de 186 de 186 de lei, 94. Iar suma totală era 372.373, deci valoarea lucrărilor, din care undeva jumătate este al noastră, 186.186. Vorbit în bani vechi de 2 miliarde, nu? Eu refuz să mai vorbesc în bani vechi, știți că la un moment dat va vorbi în bani vechi, odată loc la niște confuzii destul de grave. Da, ok, înțeles. Deci contribuția de gaz gridului este de 283.990, deci mai mult de 50%, și a noastră este de 186.186. Dar mai aveam și o întrebare, domn secretar. Dar vedem că s-au prins toate străzile. Totuși, lăsați-o pe doamna să termine și după aceea urmează întrebări, mă înscrieți la cuvânt, facem așa cum trebuie. Toate... Să înțeleg că s-au ajuns la costurile astea și pentru faptul că nu toate proprietățile care sunt de servite au actele de autorizație de construcții. Nu. Asta este un preț stabilit, efectiv extinderea de rețea stabilită de către operator. Nu este, nu cred că operatorul are în vedere lucrul ăsta la momentul. Trebuie să vă gândiți că asta este costul evaluat în baza SF-ului. La momentul când se va ajunge pe faza, pe faza de licitație, pentru că licitația se face de către operator pentru execuții, aici ce să vă spun? Pot crește sau pot scădea. Am văzut și așa, așa. Acum, în mod normal, e mai mic de regulă, dar nu vă gândiți că o să scadă așa drastic. Dar vorbim totuși de un contract făcut anul trecut și prețurile deja... S-ar putea, într-adevăr, la un moment dat, prin creșterea materialelor... Nu știu ce să vă spun aici, chiar nu mă pricep la energetică ca să vă dau... Nu, pentru că e normal că nu găsesc profitul atâta timp cât calculează un kilometru și două case. Nu? Deci tu mi-ai extins rețeaua la un kilometru unde este penultima casă care are autorizație de construcții. Și dacă între timp ei nu găsesc utilizatori, nu? Doamne, da, un kilometru de rețea făcut în van costă. Așa este. Acum noi totuși trebuie să avem în vedere că vom modifica și vor fi trecute zone intravila. În genere mergem spre dezvoltare, se construiește. Vă dați seama că dacă într-adevăr, cum spuneți din asta, să facem un kilometru de rețea pentru două case care sunt pe capă, da? Știți foarte bine că se construiește. Acum
trebuie să privim puțin și spre viitor, că oamenii ăia se vor acorda acolo. Despre, până la urmă, asta este interesul ateului. Și aducem curent, totuși, în secolul în care suntem, curentul este, totuși, este, nu este un lux, cu siguranță. Nu, este absolut o necesitate, dar trebuie să avem în vedere și faptul că putem avea beneficii, intrând în legalitate, înainte de a... Nu înțeleg, adică, la ce vă referiți? Mă refer la faptul că dacă se obține autorizații de construcție, automat toate... Asta le obține operatorul. Nu, mă refer pentru cei care își construiesc case. Automat reducem costurile, nu? Reducem costurile la energia electrică, reducem costurile la canalizare, pentru că și la canalizare se pune aceeași problemă. Studiul de dezabilitate spune, eu duc casa la, conduc la un kilometru pentru unica casă care o am la un kilometru. Dar celelalte nu le pot prinde în studiul de fezabilitate dacă nu sunt intrat în legalitate, nu? Da, dar este altă discuție, nu prea are legătură cu un proiect ordine. Are un pic. Ei, acum orice are, dacă extindem... Dacă îmi permiteți, ar fi important, deci, pentru câți beneficiari efectiv vor beneficia de această extindere? Câte case sunt? Foarte multe case sunt trase. Casele nu este ca să fie distanță mare între case. Aveți străzile acum, n-am să vă spun exact. Sunt străzi populate din comuna asta. Exact ce a punctat foarte bine colega mea. Avem și o întrebare, domnul președinte. Vă rog, să terminați. Am văzut că nu s-au prins toate străzile în satul Soudor. Ați avut în vedere faptul că am aprobat în luna 10-a un proiect de hotărâre care avea strada nouă. Principală. Păi, asta este etapa a doua la Socotor. Pentru etapa 1 deja ați votat în luna 10 anul trecut și deja am înțeles că este pe procedura de licitație, trebuie să finalizeze undeva luna viitoare. Bine, vă mulțumim frumos, pentru întrebare. Domnul Devoc, aveți cum? Mulțumesc. Da, asta a fost o întrebare, dacă există o evidență și mă gândesc că ar trebui să existe. Deci nu putem să punem doar așa în mare străzile, să știm exact pentru câți beneficiari facem această extindere. A fost important, deci, ca să oarecum să estimăm care sunt costurile pe fiecare casă. Și asta o altă întrebare pentru domnul viceprimar sau cine dacă poate să-mi răspundă. În afară de ce am aprobat până acum, mai avem și alte zone unde mai e nevoie de astfel de investiții care trebuie să le facem în viitorul apropiat? Păi, până acum am aprobat Sohodorul, asta este partea a doua care, bineînțeles că realizați că este un proces dinamic, case se construiesc și atunci totdeauna o să mai apară la un moment dat solicitări. La această dată s-au avut în vedere calibrarea rețelelor de așa natură încât să poată și fie suportată și față de transformatoarele și față de structura actuală și față de solicitările cetățenilor acolo unde nu erau curent. Că nu tragem un curent unde nu există case. Nu are nimeni. Nu. Tocmai de asta zic cumva să existe, să ne facem din nou la partea asta altă. Să nu o să ajungă din nou, să meargă cineva să construiască într-un vârf de deal și după aia vii cu solicitarea primăriei, pentru că noi creăm un precedent acolo unde construiești, omul merge și faci și duce... Rețelele astea realizați că de servesc, totuși sunt multe străzi, nu e un singur om. De acord, dar dacă ar exista o colaborare între oate, un cum făcut cum trebuie și cu autorizare, o să avem și cum ăla, toate cele, automat reducem costurile, cetățeanul știe unde construiește, deja este electricitate sau nu este, el trebuie să știe dacă acolo unde intenționat să construiască, noi vă avem în vedere după aia ulterior să mai extindem rețeaua sau nu mai extindem și, ca ați spus, transformator. A fost în trecut discuțiile astea în Consiliul Local că actualul transformator, oricum deja capacitatea era depășită consumul face față actualul transformator pentru că știu că erau costurile foarte mari pentru un eu cred că operatorul care și-a făcut studiul de fezabilitate și a luat toate costurile în considerare în momentul. M-a spus, nu pot să vă dau un răspuns. Credem sau știm că v-a luat și va fi tot ok? Este spre interesul lui, pentru că el, până la urmă, el este unitatea contractantă cu cel care va executa lucrarea. Este interesul lui ca lucrarea să-i meargă, pentru că noi banii nu o să-i virăm decât după finalizarea investiției și nu știu dacă există inclusiv în lege prevăzut un articol în care spune în care dacă în următorii 5 ani
se calculează și operatorul își calculează că și-a amortizat investiția, va trebui să returneze o parte din banii pe care nu i-am virat. Până la urmă, despre asta e vorba, despre amortizarea în investiții. El vrea să aibă o investiție care să o amortizeze. Noi vrem să aducem curent electric în casele cetățenilor ca o necesitate. O singură mențiune, dacă mai permiteți, că tot e subiectul ăsta al facturilor foarte mari care vin la investiții. Sfătuiesc locuitorii comunei să intre pe site-ul ANRE și acolo pot vedea exact ofertele la prețuri, ce prețuri sunt și pot alege un contract cât de cât favorabil, pentru că prețurile au explodat și am văzut că vin facturi din ce în ce mai mari la cooperativă. S-au și împuținat și acei operatori drastic, după ce am văzut față de ce era acum două luni, dar vor rămâne. Și noi trebuie să venim în ajutorul lor, pentru că oamenii dintr-o pensie amărâtă să-ți vină factură de 5-6 de lei la electricitate într-o lună e foarte mult. Mai chestiați că e la cuvânt? Mai ia cineva cuvântul la proiectul ăsta? Supunem la vot. Avem voturi împotrivă, abține, avem cel puțin unanimitate, da? Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul numărul 2 vizează aceeași problemă, numai că este vorba de Bazga cu strada George Coșbuc. Ați văzut că și suma este total alta, pentru că este o extindere de mult mai mici dimensiuni. Dacă cineva dorește să ia cuvântul la proiectul numărul 2. Supunem la vot dacă nu dorește să ia. Împotriva, abține. Avem unanimitate pentru, da? 3. Trecem la proiectul numărul 3. Privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Urgeni de Bacău pentru anul școlar 22-23. Vă rugăm să vă înscriți la cuvânt asupra proiectului numărul 3. Domnul secretar, dacă nu avem înscris la cuvânt, vreau să fac doar precizarea că rețeaua școlară este stabilită în conformitate cu avizul Inspectoratului Școlar Județean. Anterior punerii pe ordine de zi al proiectului, proiectul a fost în termen legal comunicat inspectoratul. Inspectoratul ne-a dat avizul conform notelor de fundamentare și a structurii stabilite de către directorul fiecărui PJ. Supunem la vot proiectul numărul 3. Abținere împotrivă. Avem ce trece pe aici. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor comunului Urgeni de Subacă. Ia spune domnul secretar, despre ce vorbesc. După cum știți, anterior am avut un contract de asistență juridică încheiat cu cabinetul de avocat doamnei Jinga Maria. Ea ne reprezintă în două dosare, cel cu fostul primar, dosar de pretenții și un dosar care îl aveam acum, am înțeles că este momentan suspendat cu societatea fostului defunctului Crețu Teodă. De ce am venit cu acest proiect? Inițial contract era și așa se era gândit pentru o fază procesuală. La acest moment contractul, hotărârea în sine. Mă scuzați o secundă, vă rog. Nu pot să vorbesc, că sunt ședință. După ora 2-3. La această dată, în dosarul numărul 4415, dacă nu mă înșel, cabinetul de avocat a obținut o hotărâre favorabilă în tot, adică pretențiile noastre față de în dosar
au fost aprobate în tot, așa cum a fost solicitate. A fost hotărârea Tribunalului Bacău, a fost atacată cu apel de către Pârât. Și atunci am considerat în mod normal că trebuie să continuăm acest contract și trebuie în mod ca pentru a asigura continuitatea să-l continuăm cu același avocat care pe fond ne-a obținut o hotărâre favorabilă în tot. Ar fi fost, spun eu, nechipzuit să contractăm serviciul unui alt avocat să ne reprezinte pe o, pe o fază de atac și să ia dosarul de la început necunoscând dosarul anterior. Forma de contractare aleasă de către noi erau, au fost mai multe propuneri din partea, cred că am și pus în spatele, am pus oferta cabinetului de avocat, având în vedere că nu avem în plan să fim reprezentați în foarte multe dosare, am considerat că cea mai rentabilă formă este de cei 5.000 de lei per dosar, și nu o plată lunară de 3.000 de lei. Interesul este să fim reprezentați în aceste dosare care sunt importante și sunt pretenții care la sume foarte mari. Restul dosarelor de mai mică importanță sunt rezolvate pe plan local. Deci o să trecem la discuție pe asupra domnul secretar, am și o întrebare. Spuneți. O să dați o luare de cuvânt. Doamna asta, avocată, cu care trebuie să continuăm contractul cu ea. Nu trebuie. Ar fi indicat din punctul meu de vedere. Ar fi indicat să facem un contract. Câte procese, puteți discute și nouă, câte procese au avut cu Comuna Urgești, care doamna asta, care deja ne reprezintă în instanță, le-au câștigat ca să-i mai dăm o șansă. Dar nu trebuie să-i mai dăm o șansă. Păi da, să o angajăm din nou, domnule, dacă a făcut ceva în timpul ăsta, da, dacă nu o lăsi să o mai angajăm de ea. Poate aveți o cunoștință despre câte procese au avut comuna și câte le-au câștigat doamna asta. Pot să vă spun, la momentul la care eu am fost angajat la comună, au existat două procese în care comuna noastră a fost reprezentată de către cabinetul de avocat Jinga Maria, v-am spus, cel cu fostul primar Turcan, care știți că nu am acum dosarul la amendament, dar știți că sumele sunt foarte mari, care a fost câștigat de doamna avocat pe fond în tot. Deci tot ceea ce i-a solicitat am avut câștig de cauză. Deci sumele, da. Și cel de-al doilea cu SC Cremani, era acea discuție legătură cu sediul primăriei. Dosarul acela este suspendat, din câte știu eu, mod momentan, pentru, știți motivul, administratorul a decedat și încă moștenitorii sunt în, nu mai știu acum sunt sau nu în termen, să continui sau nu procesul. Dar, cu locul la căminul de la Răcăteu, nu tot doamna asta ne-a prezentat acolo, că eu am pierdut procesul. N-am pierdut procesul, mă întrebați de un proces din 2014, nu prea am, și acel proces nu s-a pierdut. Acel proces s-a câștigat pentru o anumită suprafață, s-a pierdut hotărârea definitivă, pentru că acel proces a trecut prin trei instanțe separate și prin trei, și prin contencios administrativ și s-a plimbat și a fost și pe la București și se va soluționa, nu, este soluționat, se va rezolva și problema respectivă. Dar nu știu dacă doamna Jinga ne-a reprezentat acolo, nu pot să vă răspund, dar eu cred că nu. Deci, două procese au fost angajate cu acest cabinet de avocatură. Unul este câștigat, unul este suspendat. Prin hotărârea câștigată, inclusiv ni s-au dat cheltuieli de judecată în valoarea pe care noi am achitat-o către avocat, ca și onorare de avocat. Este normal acum, fiind în următoarea fază a apelului, să fim reprezentați, pentru că ar fi păcat ca într-o fază procesuală ulterioară să pierdem ceea ce avem acum câștigat. Și din punctul meu de vedere, este doar o sugestie, este normal să continui cu același avocat care deja cunoaște dosarul și care deja cunoaște cele 5 sau 6 expertize care s-au făcut la dosar. Vă rog să vă scriți și alții la cuvânt în marginea acestui proiect. Domnul Dămoc, aveți cuvânt. Mulțumesc. Eu nu contest calitățile cabinetului de avocatură ale doamnei Maria Jinga, dar fiindcă vorbim de o încredințare directă, aș
văzut normal să mai avem cel puțin încă două oferte pe care noi să le avem la MAPOR, care să arate poate ori prețuri apropiate, ori mai mari, adică care să justifice prețul pe care noi îl plătim. Am intrat, de exemplu, pe Uniunea Națională a Barourilor din România, care anual dă niște hotărâri privind onorariile minimale. Și acolo prețurile sunt destul de mici față de cei 5.000 de lei solicitați ca și plată pe dosar, pe plată pe etapă procesuală. Da. Este acolo același preț ca și în 2017 sau 2016 când a fost? Eu cu siguranță și atunci am susținut același lucru, și anume de a vedea mai multe oferte. Am solicitat, deși doamna avocat aici ne specifică că există niște scapă termenul, ceea ce niște rapoarte de activitate. Da. Noi nu le-am văzut niciodată, de asta zic. E ok, dar să vi le punem la dispoziție, le-am solicitat inclusiv curtea de conturi și le-am foarte bine dacă există. Da, zic, ar fi fost ok să ajungă și la noi consilierii locali pentru a vota în cunoștință de cauză. Dar din nou, mă repet, fiindcă vorbim de o credințare directă, ar fi fost ok să mai avem încă două oferte atașate și am fi votat cu... Realizați ce înseamnă acele prețuri minimale. Acele prețuri minimale reprezintă reprezentarea din oficiu. Eu cred că dacă ne raportăm la miliardele care noi le solicităm în acel proces, totuși trebuie să ne raportăm dincolo de argumentul care eu, oricine m-ar întreba, pentru oricine personal îl aș da, întotdeauna ce ai început cu un avocat trebuie să mergi până la capăt cu acel avocat, doar dacă consider că nu te-a reprezentat și atunci cât de repede trebuie să-l schimbi. Dar dincolo de argumentul ăla, eu vă spun că suma asta, cunoscând sumele care sunt practicate de avocații cu experiență și avocații care obțin rezultate, eu nu o consider mare. Este părere personală și până la urmă am spus, aceste cheltuieli care noi, această sumă care o plătim, toată ne este returnată prin cheltuieli de judecată la momentul când câștigi. Între a plăti 100 de lei unui avocat, să spunem, acum haideți că exagerăm puțin, să spunem 1000 de lei, da? Și a pierde un proces și a trebuit să plăti acea 1000 de lei plus cheltuielile celuilalt avocat, care poate să fie de oricât, și între a plăti 5.000 de lei propriului avocat și a câștiga procesul tău și ați returnat toți banii, eu cred că așa trebuie să o gândim. Ceea ce spuneți dumneavoastră are logică cu acele oferte, da? Știți cum? Avea logică, avea și greutate dacă vorbeam, eram în prima fază procesuală. Deja suntem pe o fază ulterioară și deja a angaja un alt avocat. Câte căi de asta cum sunt? Păi există apel, există recurs și eventual dacă se consideră că e extraordinare de atac. Dar acele căi extraordinare știți că sunt în anumite condiții. Nu pot fi exercitate, dar... Din experiență, cam cât durează ca și timp? 3 ani. Din experiență, să vă spun că eu știu un dosar pe care înainte să fiu aici l-am intrat pe el și când am plecat era tot pe fază de apel după 6 ani de zile. Durează cât durează. Gândiți-vă că la acest dosar s-au făcut 5 sau 6 expertize. Contraexpertize. Numai o expertiză poate să dureze 2-3 luni de zile. Și fiecare expertiză, știți cum, dacă ele sunt legate, cum a fost în cazul ăsta, contabila de ce an construcții, cea contabilă stagnează până se termină ce an construcții, ca și după aceea ce an construcții să-și poată spune concluziile. Normal, pe cale de atac, pe apel ar trebui să se dureze mai puțin, pentru că automat nu sunt anumite aspecte deja nu mai pot fi întoarse și n-ar trebui să existe alte discuții. Cu cât se înaintează pe o cale de atac superioară, cu atât terminul ar trebui să fie mai scurt. Raportați-vă la ceea ce înseamnă și calendarul fiecărei instanțe. Sunt instanțe foarte ocupate, instanțe mai repede. Ce să vă spun? Da, nu pot să vă spun. V-aș minți să vă spun în termen. Dar eu sper că într-un an de zile poate avem un... Deci, e doar acest proces sau mai sunt și altele? Atât. Dacă mai e cineva care vrea să discute cu doamna Rețea și voi. Dacă nu mai e nimeni, supunem la vot.
Împotriva? Abțineri? Abțineri. Deci avem 3 abțineri, da? Avem abținere. Doamna Albei, eu am văzut-o. Da. Domnul Dămoc. Și domnul Boboc. Și domnul Boboc. Și atunci, bineînțeles, 12 voturi pentru. Trecem la proiectul numărul 5. Privind proiectul de hotărâri privind acceptarea donației de la Tere Comuna Horgeș, Pițigănești, Comuna Horgeș de sub Bacău, în cadrul proiectului amenajare drum sanitar, obiectivul de privință sat Horgeș, Comuna Horgeș de sub Bacău. Despre ce vorbe, domnul secretar, explicați? Consilierii care au fost în celălalt mandat, țin minte că am mai făcut o hotărâre privind acceptarea donației. Atunci suma era undeva la 141.000 de lei. Prin hotărâre se stipula clar că era în sumă declarată de către donator Terdezom. După acea etapă, în urma controlului Curții de Conturi, cei de la Curtea de Conturi au solicitat niște documente care să justifice așa cea sumă de 141.000 de lei, care nu au fost comunicate de către fundație. Și ne-am pus în vedere, având în vedere acest fapt, să contractăm serviciile unui evaluator ANEVAR autorizat, care să evalueze valoarea reală a donației, a lucrării. Am făcut lucrul ăsta și ca urmare a măsurii impuse de Curtea de Conturi. Și în urma raportului de evaluare pe care vi l-am pus în extras la mapă, a rezultat că valoarea reală a materialelor donate și a serviciilor executate este de 72.632 de lei. Asta este valoarea cu care și noi putem să ne prindem în contabilitate și valoarea cu care s-ar putea perfecta donația. Am făcut adresă și am adus la cunoștință fundației lucrul ăsta, inclusiv am comunicat raportul de evaluare. Mi s-a întors înapoi, am primit cu confirmare de primire, mi s-a întors înapoi înștiințarea. Nu prea mai reușesc să dau de această fundație. Până la urmă, dacă fundația va dori să perfecteze notarial donația, ni se va adresa și vom face acest lucru. Dacă nu, noi avem posibilitatea, tot din discuțiile cu specialiștii de la Curtea de Conturi, de a ne înregistra în contabilitate cu suma conform raportului de evaluare. Cine dorește să ia cuvântul? Poftiți, domnul, aveți cuvântul. Totuși dublă, e o diferență dublă. Ce se întâmplă? Cum se justifică diferența asta? Adică acum, practic, dacă cei de la Terdezom, ei vin și zic, domnule, nu, noi, ei vor susține continuare că investiția a fost de 140.000, adică ce se întâmplă? Păi, dacă cei de la Terdezom vor veni și o să spună că investiția este de 141.000 de lei, vor trebui să depună și documente în acest sens, ceea ce puteau să facă la momentul controlului Curții de Conturi în 2019. Asta ne-a determinat să facem acest raport de evaluare și evaluatorul este un, v-am spus, este un evaluator autorizat, judiciar, ANEVAR, adică nu s-a făcut la noi în birou această evaluare. Iar dacă vor depune documente în sensul ăsta, va trebui să și fie analizate de același evaluator să vedem dacă prețurile nu sunt supraapreciate. Sigur, o să mă întrebați cu ce ne deranjează pe noi. Ne deranjează pe noi dacă... Că întrebarea asta am pus-o și eu la data controlului Curții de Conturi. Spune, dom'le, îmi dă ceva degeaba. Mă interesează pe mine că odată un leu sau doi și a spus că da. Ne interesează că, din punct de vedere financiar global, pe acea fundație, în momentul în care se înregistrează cu o donație de o sumă, are automat niște beneficii. Când se înregistrează cu o donație de altă sumă, sunt alte beneficii și pot apărea anumite, să nu le spunem infracțiuni, situații nedorite. În cazul ăsta, înainte de a veni în Consiliul Local, n-ar trebui totuși să găsiți
Să întâi să discutați cu cei de la fundație și după aceea să vină moțiunea. Am încercat să discutăm de cei de la fundație, a fost de negăsit. Noi, v-am spus, avem impusă măsură de către Curtea de Conturi și raportul de follow-up de săptămâna trecută a trebuit să spunem ce am făcut în concret. Noi am discutat, noi n-am primit niciun document de la Terdezon care să justifice suma reală. Așa cum, știți cum e, în momentul când doi specialiști al Curții de Conturi îți explic o anumită stare, de fapt, trebuie să la un moment dat îți deschide ochii asupra unor situații. Asta este adevărul. În momentul când îl faci tu un lucru, ai limitările tale, că până la urmă trebuie să fiecare să înțelegem că fiecare avem limitările noastre. Ei ne-au explicat foarte clar care sunt implicațiile. Noi am încercat și chiar ei au făcut adrese către fundație. Nu s-a modificat nimic, a rămas măsură ca noi să evaluăm cu un evaluator autorizat valoarea amenajărilor. Am făcut lucrul ăsta pentru că știți că nu respectăm măsura Curții de Conturi. Atrage niște sancțiuni, da, inclusiv. Avem foarte multe măsuri pe care nu le-am... Au fost... Nu există măsuri a Curții de Conturi care să rămână neîndeplinită, fără să existe sancțiune, să știți. Aici v-aș contrazice. Nu știu, contraziceți-i pe ei, nu pe mine. Da, în regulă. Așa. Și asta este suma. Dacă ulterior cei de la Terdezon vor dori să ne... Deși miram aș în 3 ani de zile, dacă nu au avut nicio acțiune în sensul ăsta, pentru că dacă vă uitați la data evaluării, noi am tot așteptat. Miram aș să facă altceva în sensul ăsta. Noi, până la urmă, acea amenajare trebuie, din punct de vedere legal, nu numai pentru că ne-a impus Curtea de Conturi, pentru că așa e legal, că de aia ne-au impus ei, că așa este legal. Până trebuie... nu acceptăm, cred că nici nu puteai utiliza bunul respectiv, dacă... Nu. Păi, bineînțeles că puteai utiliza, era bunul nostru. Nu era, a fost vorba de o amenajare, nu a fost vorba de o construcție. Ei au amenajat. Nu poate un donator să blocheze o școală pentru că ce? Că i-a amenajat un grup sanitar? Eu totuși nu mă scuzați. Cum ne privește primul lucru ăsta? Noi ne luăm suma asta în gestiune. Da, păi noi ne registrăm. Mai ce poate să... Noi ne registrăm cu... O sumă. Cu o sumă. Un inventar. Da, păi este un inventar al bunurilor. Fiecare bun, inclusiv masa pe care stați noastră lângă ea, are o valoare de inventar și este înregistrat în inventarul unității. Nu ne-am înregistrat cu prima donație? Nu ne-am înregistrat cu prima donație, tocmai datorită faptului că la data respectivă nu era perfectată actul de donații. Eu am discutat ulterior cu cei de la Curtea de Conturi și mi-au spus că acum pot să mă registrez. Ei n-au depus document și am spus că acum pot să mă registrez cu suma conform raportului de evaluare. Chiar așa spune inclusiv în 50... Cu costul execuției mă pot înregistra. Cu costul execuției și a materialelor. Am inventar, am imobilul cu îmbunătățire. Da, imobilul și modifică valoarea cu suma asta. Dar nu poți să modifici, adică la un imobil, valoarea lui prin investiția care ai făcut-o, pentru că investiția se devalorizează, deci... Nu, dar la momentul când faci investiția, îi actualizezi valoarea, după aceea există acea perioadă în care... Devine valoare. Nu știu, aici trebuie să întrebați un contabil, mai... N-aș vrea să spun vreo prostie. Da, mulțumesc. Dar cu siguranță orice investiție și orice bun achiziționat trebuie prins în inventarul mijloacelor fixe și a... Nu așa? Cu valoare de inventar. Dacă mai e cineva care vrea să ia cuvântul. Dacă nu mai e nimeni, să punem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Două abțineri avem, da? Dăm 8 și dăm 1. Nu, trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind revenirea la destinație inițială a unui imobil aparținând domeniului public al Comunei Ogeri, județul Bacău. E explicat despre ce revenire, domnul secretar, e vorba. Cred că, cazul numai cel ori în 2020, ori dacă în 2020 am avut un proiect sau în 2021.
Scrie în 2020. Scrie, că doar eu am scris. Așa. Am avut un proiect de hotărâre prin care destinația clădirii Școala Vechi Horgești a fost modificată. Exista atunci un plan construirea unui centru comunitar. Ulterior nu s-a renunțat, practic. Erau mai multe zone în care trebuiau să se construiască aceste centri comunitare. Noi nu am avut banii necesari reabilitării clădirii și aducerii într-o stare în care să poată primi avizele. Și partenerul UNICEF a considerat mai rentabil economic să continue cu altoate. La Nu s-a făcut nimic. Acel aviz care era de modificare a destinației era pe 10 ani și era un aviz dat expres pentru centru din partea Ministerului Educației. Acum, având în vedere că respectiva clădire nu este ocupată și acolo poate să-și desfășoare dar se are în vedere să face o reabilitare pentru o sală de sport. Este normal să revină la destinația anterioară care o avea, fiind și proprietatea școlilor, adică proprietatea noastră, dar vom preda școlilor. Și se intenționează amenajarea unui sări de sport. Are cineva discutat asupra acestui proiect? Poftiți, aveți o vântură. Da. Sport istoric. Să sperăm că n-am avut bani, nu prea e ok, pentru că noi am aprobat, Consiliul Local Gorgești a aprobat o sumă de bani pentru reabilitarea clădirii, chiar consistentă, 300.000 de lei, sper să nu greșesc. Faptul că în expunerea, în referatul de aprobare, specifică doar faptul că UNICEF a ales să realizeze acest proiect cu o altă unitate administrativă teritorială, este o jumătate de adevăr, pentru că a ales în urma unui dialog. Eu aș fi vrut să vedem faptic, scriptic, să vedem niște documente, pentru că noi în Consiliul Local am aprobat o hotărâre în care am devenit partenerii UNICEF, împreună cu alte OAT-uri din județul Bacău, ca să facem acest centru comunitar, inițial la primăria veche, după care s-a considerat că acel spațiu nu este potrivit și nu este adecvat, după care am făcut demersul următor, am schimbat destinația școlii vechi, unde s-a spus că o să fie spațiu necesar adecvat, după care am aflat cu toții, știm povestea, s-au luat banii de acolo, s-au făcut alte cele cu ei și acum am aflat că nu avem bani. Deci banii aveam. Între timp, proiectul l-am mers mai departe. În locul Horgeștiului, acum e Corbasca, cea care are centru comunitar, căruia și Horgeștiul, comuna Horgești este arondată. Urmează să fie dat, să fie funcțional acel centru comunitar. La Colonești, de exemplu, deja este funcțional, este un spațiu modern, chiar un spital, cum nu au multe comune din județ. Acolo sunt medici, da? E kinetoterapeut, e logoped, sunt mulți medici de care și comuna Horgești ar fi avut nevoie, pentru că și noi avem mulți copii cu handicap, avem mulți bătrâni. Ar fi fost un proiect foarte benefic comunității. Din păcate, consider că renunțarea la acest proiect, după proiectul de apă și canalizare, este al doilea mare eșec al conducerii primăriei Horgești. Și îmi pare rău că dăm cu piciorul astfel de oportunități. Nu rămâne acum decât la final să asigurăm transportul pentru ca persoanele care sunt în nevoie și care au nevoie de asistență medicală să meargă la Corbasca. Deci asta e singura consolare, ca să zic așa. Am mai ratat locuri de muncă, probabil au fost cel puțin 10 persoane din comună care au fost angajate la acest centru comunitar. Așadar, scrie că undeva aici că persoanele din comună poate să meargă la Corbasca. Deci cetățenii din comună trebuie să știe că noi am refuzat să avem centru comunitar în comuna noastră și că trebuie să meargă la Corbasca. Refuzat. Da, puțin.
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, supunem la vot. Vot pentru. Cam am zis până acum. Abțineri. Două abțineri. Împotrivă. Trebuie să vină înapoi, că asta o lăsăm degeaba, trebuie să facem ceva. Așa. Nu mai vine înapoi, pentru că deja pe zonă se poate la corbastare. Nu, școală. Școală. Școală, da. Școală, proiectul nu mai vine, ca la coa. Facem un sport pentru copiii care sunt strict în sat hotel. Așa. N-ați putut să aibă și ei nevoie de sala lor. Practic, nu e o sală de sport, e o sală de clasă amenajată ca sala de sport. Măcar făcea un cabinet stomatolog acolo. Era mai bine. Am înțeles nouă acum clasă acolo, la noi și la tine aici. Proiectul numărul 7. I-a povestit domnule secretar și cu proiectul ăsta 7. Proiectul vizează achiziționarea serviciului de ecarisaj. Un pic de liniște. Noi am mai avut un proiect. Era încheiat atunci hotărârea viza, domnul Budomul, lăsa-și pe mine să vorbesc, viza strict o societate, societate cu care după aceea a venit pandemia peste noi, a dispărut și societatea. Conform legii, noi avem obligația fie înființării unui serviciu de ecarisaj, fie contractării serviciilor de ecarisaj. Acum, dacă o să mă întrebe unul din consilieri de ce nu înființăm un serviciu, este foarte costisitor și nu avem baza materială. Și atunci, singura soluție este să externalizăm, să contractăm serviciile unui operator specializat de ecarisaj. Am fost vizitați în ultima perioadă de diverse structuri care se ocupă cu acest lucru și ne-am pus în vedere încheierea unui contract pentru această problemă. Și cât costă, domnul? Contractul? Da. Contractul, nu știu cât costă contractul. Contractul va fi făcut prin DPS-AP la cel mai mic preț care există, cu un operator care este în apropierea noastră, presupun. În funcție de cum există. Să știți că aici nu avem foarte mult spațiu de negocieri, pentru că chiar nu sunt operatori suficienți și locuri suficiente pentru noi. În decursul timpului am vorbit și cu Bacău, nu au spații. Nu are nu au. Micică, atât are. Da, și nu au spații, nu pot să... Am încercat cu ei să facem lucrul ăsta, nu există spații și... Vă spun că inclusiv nevoile lor sunt mai mari decât ce au acolo. Și atunci vom găsi un operator undeva la nivel de județul Bacău, care este cotarul care are prin SICAP și vom contracta valoarea serviciilor care cea mai mică care este acolo. Cu siguranță va costa mai puțin decât înființarea unui serviciu propriu. Mai mult ce să vă spun, domnul Dudulică, cât costă? Costă mult pentru că oamenii nu-și țin câinii legați, de aia costă mult și nu-și sterilizează. Sunt fără stăpâni. Sunt fără stăpâni? Și au provenit de unde? De la cei cu stăpâni, nu? Știți câinii mai și vom, nu câinii pe Bibeanu Ștefan cel Mare, domnul Dudulică. Hai să vă scriți la cuvânt, domnul, ca să vorbiți... O donată. Cine dorește să ia cuvântul asupra acestui proiect? Poftiți, domnule. S-a studiat legea care spune, care clarifică costurile unui adăpost. Pentru din ce știu eu, îi trebuie un metru pătrat la un câine, îngrijitor, hrană dimineața și seara. Cafea dimineața? Nu chiar îi trebuie cafea. Un serviciu. Da, serviciu conform legii trebuie să ai 7.700 angajați, da? Un serviciu foarte trebuie mult. Să ai? Serviciu, că n-ai cum să. Deci trebuie să ai un serviciu, să plătești 7 angajați, da? Trebuie să ai obligatoriu angajat un medic veterinar și un asistent medical. Credeți? Rana pe lumea la... Pune angajați în HG. Angajați obligatoriu. Hrana, spațiu,
care trebuie să fie spațiu. Nefiind pe raza comunei noastre, nefiind pe raza zonei noastre, nu? Putem noi să avem proiectul ăsta, să facem, nu? Ați acordat așa o finanțare ca să facem lucrul ăsta și să cerim. Să ne alegem că noi trebuie să o spunem pe ea dreaptă. Nu avem chiar așa de mare o problemă cu câinii fără stăpână. Eu am discutat inclusiv cu cabinetul medical, cu mușcături, cu așa. Nu avem o... Problema noastră cea mai mare este că ne obligă legea să facem una din cele două. Așa, nu avem o problemă nici cu adibul, nici cu crabul, chiar nu avem nici da, nu numai că știți că adibul și cu crabul vizează nevoia ale populației și eu cred că sunt nevoi mai mari legate de educație, de copii, de, vă citesc, de drumuri, de școli, decât a face, a investi atâția bani într-un serviciu de ecarisaj. Gândiți-vă, haideți să luăm așa, câte comune au în județul Bacău? Niciuna. Câte orașe? Pe degetele numărate. Orașe mari. Cu buget. Cu buget. Eu mă refer la investiții, deci eu nu mă refer la necesitatea. Nu cred că este o investiție. N-o să vă producă niciun profit acea investiție. Obligațiile contractuale nu are fiecare o atât de angajat în serviciile care s-a ajuns. Sigur, pot să vă contrazic, e părerea dumneavoastră, părerea mea este că, na, ar fi atât de multe de rezolvat încât ai da prioritate unui asemenea serviciu. Eu nu mă refer la nevoile noastre, pentru că noi nu avem nevoie, după cum spuneți dumneavoastră. Nu am spus că nu avem nevoie. Nu avem nevoie la nivelul în care să avem un spațiu de cazare care să justifice măcar acele 7 persoane angajate. Adică, gândiți-vă, angajez 7 persoane ca să ai, să spunem, undeva până în 20 de câini. Persoane cu studii superioare. Ca să faci contracte profitabile cu celelalte OAT-uri care n-au unde să-și ducă câine. Să trece în anuități. De ce nu? Facem contract cu chiar. Cel mai bun, da. Deci mi se pare amuzant, câinii comunitari sunt o problemă peste tot, evident. Și iar dacă noi avem problema asta, și evident că și toate celelalte comune au, și nouă ni se impune un astfel de proiect și le se impune și celorlalți, este evident că undeva câinii ăștia vor trebui duși. Dacă, cum a spus domnul secretar, spațiile sunt insuficiente, evident, la un moment dat, vor trebui create spații unde să fie adăpostiți acești câini, sterilizați și toată procedura care există. După aia, există ONG-uri specializate care cu asta se ocupă. Da, și facem lucrul ăsta cu sterilizare, vă referiți. Da, și asta se face la nivelul după comunului. Începută, da. După care e trimit în străinătate, unde sunt adoptați. Există lume care exact cu asta se ocupă. Deci, de asta zic, poate vi se pare ciudat, dar chiar poate fi o oportunitate. Nimeni n-a spus că nu poate fi o sursă de venit. Nu știu în ce măsură, nu știu dacă e probat pentru cineva. Ideea cumva ar trebui studiată și luată în vedere, pentru că, până la urmă, chiar dacă faci un adăpost în comună și probabil că se creează un pic de disconfort, dar bine, nu-l facem în sat, se face undeva, în afara satului, dacă îl faci. De ce nu? De asta zic. Deci... Păi așa, da, doamna Cosilie, da. Și facem contract cu dumneavoastră. Da, păi nu. Nu. Am 5, în ceea ce privește proiectul, în forma nu pot să-l votez, pentru că e un cec final. Că nu pot să... Contractul vechi era de 3. Contractarea unor servicii fără să știu suma la care se aprobă. Acum, asta știți că sunt contractate servicii, oricum suma nu va fi... Știți plafonul care este și știți că pe supoziții. Sunt contractate servicii. Păi e foarte simplu, nu-i supoziții. Atâta timp cât SICAP-ul îți permite să faci o contractare directă, o faci directă, cât nu-ți permite la sumă faci licitație. Adică oricum ar fi... Achiziția va fi tot legală, că dumneavoastră sunteți... Eu zic că nu va fi legală. Eu zic doar că, de obicei, când se vine pe astfel de proiecte, se vine și cu o sumă pe care s-o aprobă, în calitate de consilier. Aici scrie doar pur și simplu, acordă încheierea unui contract de plătări servicii cu respectivul obiect de servicii. Da, păi în fața dumneavoastră s-a venit cu ideea că dumneavoastră a aprobat ideea contractării și nu ideea realizării unui serviciu. Și nu mi se pare în regulă treaba asta. De ce?
contează zi, nu poți da un cec în alb, în cazul ăsta, cred să doamne ceva, ca ea să contracteze după aia un serviciu, poate, eu știu, la 5.000 de euro câinele. Ea poate să spune că asta e presul pieței, eu pot să o contrazic? Știți că există, există structuri care pot să contrazică și să controleze lucrurile. Vă voi spune la momentul oportun prețul. Da. Prețul e cel mai mic care e pe piață, că așa te obligă prin SICAP. La momentul oportun vă trage. Și unde găsești? Domnul Borici. Eu consider că înainte să aprobați dumneavoastră acest proiect sau ar trebui în prim plan ca autoritățile publice să aibă o lege, să zic, o sancțiune pentru cei care sunt persoane care au câte 7, 8, 10, 15, 20 de căi la poartă și stau pe stradă. Ai vreo problemă cu câinele? Și o inventariere acolo, să știm câți cred că trebuie să fie dau un inventar, așa scad și costurile și putem sancționa pe cei. Adică ați văzut cazul la televizor cu fetița în casă sau copilul și era în curtea lui. Da. Deci statul a sancționat pe proprietar, te ținează locul ziua. Și noi n-am putea sancționa când stăm pe stradă câte 50. Poate avem aici constatul nostru cel mai veritabil, nu poate să mai meargă cu bicicleta, dar ca locație. Așa se menține în formă, nu? Da, să fac să vedem nici ai bine. Haideți, spuneți-mi la bătă. Dacă mai e cineva. Un inventar acasă. Domnul secretar. Asta nu trebuie să rămână un subiect de discuție la ședința noastră cu câinii. Trebuie urgentat repede. Păi avem un termen de încheiere a contractului, avem un proces verbal încheiat de către DSV. Acum e o problemă de dorit, pe fiecare poartă este câte 3 kg, la noi la Solodon nu vorbesc în automat. 2-3 kg, nu mai țin de cum niște perești și cum. Fie că s-a oamenilor care nu-i leagă, fie că se abandonă. Așa că se nu rămână un subiect de discuție, că a mai fost discuția asta, acum să găsească soluția repede. Să pun la vot proiectul 7. Împotrivă! Abține! Da, abține, da? Da, mă, am văzut. E obligator. Da, dar nu pot să mai... Discutăm și la diverse măsuri în care, dacă nu, eu pot să-mi notez acum... Dacă la diverse... Cineva are vreo problemă, domnul secretar, luați în considerație că eu aș avea ceva la diverse. Da. Păi, cabinetul medical de aici, de la, cabinetul stomatolog aici, de la comună, e de dorit, domnule, cum trebuie să o găsesc nicio soluție în toți anii ăștia, domnule? Atâția consilieri din conge. Dar există cabinet stomatologic, domnule. Stai, domnule, și cine îndrăzmește să intre acolo, domnule, nu-i amenajat bine, nu-i bine pregătit ca să scoți o măsau acolo, domnule, să mergi într-o. Problema asta cu drenuțul. Ca oamenii, fără lumină, fără căldură, te duci acolo ca la beci. Acum nu s-o găsim nicio soluție. Eu și lumină și căldură. Întrebare importantă. Dar trebuie să vă anotez pe rând. Așa, domnul. Punctați acolo să zicem atâția consiliere și conducerea din Orgeți să se facă un proiect, domnule, să se facă ceva, să se ducă să întrebi pe oamenii cu cine nu pot să facă față situației. La comun avem nicăieri, nici nu avem nici la Suodor, nici la Vărlești, nici la Răcătău. E singurul cabinet stomatolog de aici, de la Orgeți. Și cum se poate să fie așa? S-a deschis unul la Suodor. În are o roată, doctor. Faci unul la Bucurul. E la acolo, la spălătorii. Da, da, da. Nu, nu vreau să fie, da? Ca să poată merge tot locuitorii comunii noastre de acolo. Da. Uitați acolo, da, poate da, se găsește, da. Se găsește o soluție. Cum se găsește bani de aruncat ca la mort, așa, prin spate? Se găsați câși pentru. O să facem la Suhodul. Doamnul Putnar. Nu faci rău. Nu? Nu-i rău, nu-i rău. Problema curentului electric la situații de urgență la incendiu. De ce se întrerupe peste tot? Este lege de sus sau și nu se întrerupe la persoana respectivă atât că are fiecare cortoar stâlpi, i-o dat siguranțele jos și s-o termina povestea. De fiecare dată au fost probleme cu apa la stâns. Că dacă e întrerupt general, nu mai are nici vecinul apă, așa poate ajuta. Fiecare are hidrofor, are o pompă, are asta. Asta e problema. Da. Trebuie discutat și trebuie numai la persoana în cu operatorul, să vedem într-adevăr, așa se face și chiar am avut o problemă săptămâna trecută, că a fost o alarmă falsă, că n-a fost chiar incendiu, s-a închis curentul și după aia a trebuit tot să sunăm să dea drumul. Și am spus, stați domne, că acum am închis ușor, dar acum e mai greu să-i dăm drumul.
Da, a fost așa, domnul secretar, cum spuneți dumneavoastră, când a fost chiar la sormi atunci, că era și mașina cu schimba atunci, era și n-am dat să mă duc la vecin să iau nimic. Curând luat. Păi nu, pentru că dacă are vecinul, nu, dar să știți că se duce toată zona. Da, o să discutăm să vedem dacă există. Nu tot comuna se întrerupe. Ține de configurația rețelei, pentru că ei o opresc dintr-un dispecerat, realizați lucrul ăsta, că nu vine să taie firul. Păi aici am zis să vă interesați. Depinde. Mă scuzați, mă întreb, dar un generator nu poate să cumpere primăria? Ca să, pentru că dacă pui generatorul... Păi până ajungi cu generatorul de la primărie, nu te acolo. Așa că din vecin a tras un furtun rapid. Vrea să mai vedea generatorul imediat. Generatorul are primăria, are un generator. Păi deci nu duceți generatorul la incendiu. Puneți casa vecină la curent electric și dați drumul. N-am făcut nimic, și mașina ajunge odată cu generatorul. E vorba de cei care sunt acolo. Știți cât de repede evoluează un incendiu? Am văzut și eu în ultimul timp. Adică e o chestie de minut. Generatorul ajunge odată cu mașina de pompieri, n-am făcut nimic în plan. Și majoritatea au pompi în fântână și asta, dacă te rog, nu mai ai cum să ai curent de rezervă. Nu există curent de rezervă. Curent de rezervă are instituția... Așa ordonat cine are din consumința care e o problemă. Mă gândesc că asta e procedura. Eu cred că, având în vedere cât de repede decuplează curentul, eu zic că îl decuplează dintr-un dispecerat și cred că așa e configurat. Nu știu, dar o să ne interesăm. Am văzut și eu lucrul ăsta. Că paralizează de multe ori și primăria, să știți, să rămân fără curent, evident, n-am ce face. Da, eu cred că dacă ar putea să oprească doar, efectiv, că doar la momentul când are incendiu, se dă, se sună prin 112 să face și automat se dă adresa exactă. Deci cred că dacă ei ar putea să oprească doar o branșament sau așa, ar face-o. Nu știu să vă zic. Nu, că n-au voie, pentru că trebuie să asigură. Dar au poate eu prind numai la casă, acolo. Nu trebuie tot, acum toate zona și s-ar putea. Știu zău, acum gândiți-vă că sunt oameni care lucrează cu apă acolo. Dumneavoastră ați dat cu apă, cu furtun și să stați să vă gândiți că dacă există firul ăla de alături curent sau nu? Da, da. Dacă oprești la stâlp acum cu contoarele, este poate pus afară, majoritate, mai bine din jumătate. Nu s-ar putea, mai bine ce faci să te cauți în momentul când e firul. Eu cred că există niște norme interne care trebuie aplicate în situațiile astea. Nu pot să vi le garantez, dar... Mai mare pământ, nu te faci. Da. Cine mai are ceva la zi? Divers. Ai ceva să spunem? Da, vreau să referitor la buget. Am văzut și eu pe site că pe 28 ar fi fost pus un anunț, cum că astăzi, la 8:30, a avut loc o dezbatere privind bugetul comunei pe anul 2022. N-am văzut acest anunț promovat nicăieri, nici de doamna primar, nici de domnul vice, de absolut nimeni. E păcat că facem, lucrurile pe site și pe afișire. Păcat că facem lucrurile doar să spunem că ne-am făcut, că ne-am consultat și că ne interesează părerea cetățenilor. În realitate nu ne interesează, facem doar ce se face, doar ce se crede de bucurie aici. Și regret lucrul ăsta că niciodată cetățeanul nu este întrebat, domnule, anul ăsta, care consideră că trebuie să fie prioritatea, ce ar trebui să facem? Domnul viceprimar, vă rugați și la un moment dat să luați în calcul aceste grupuri care s-au format pe asfalt. Iată, mai trecem cu iarnă, ele... Haideți să găsim o soluție, să plombăm grupurile astea până nu se fac cu adevărat cratere în asfaltul ăsta care îl avem. Și o să vă rog să avem în vedere că tot vorbim de ani de zile de dalarea șanțurilor și de intervenții la podurile astea care, la fel, de la an la an arată din ce în ce mai groaznic și... Așteptăm ploile astea care vin primăvara ca să ne ia podurile de tot. Da, în rest, când o să vină doamna primarul să mai aplică așa. Înainte de a închide lucrările ședinței, aș vrea să vă pun în atenție alegerea unui nou președinte. S-o terminat alea trebuie. Ce grijă ați avut eu. Da, ca să nu rămân în continuare. Da, da. Haideți atunci să... O pregunte doamna Nunu Simona. Deci domnul Dămo, o pregunte doamna Nunu Simona. Nu știu dacă am vrut să fac cu bine sau rău, nu știu dacă eu sunt supărat sau bucuros pe tine. Așa, mai avem alte propunere? Da, da. Mai avem altă propunere pentru președinte de ședință? Atunci, haideți să supunem la vot.
Ca să știm. Am numărat peste 10 voturi, deci doamna nu mai este votarea președinte. Dar și cu asfalt nu este să o luați. Am înțeles, domnul Crostișor. Veniți la mine să-l semnați votul.